Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Necenzurat. În cadrul acestei ediții ne propunem să facem bilanțul tuturor sectoarelor de activitate din domeniul agricol din județ, alături de invitatul nostru pentru această ediție, Valentin Duca, director Direcția Agricolă Sălaj. Bine ați venit la noi în platou! Bine v-am găsit, vă spun bună seara dumneavoastră și tuturor celor care urmăresc această emisiune. Ne bucurăm că ați putut fi alături de noi. Stimați telespectatori, ne aflăm în prag de toamnă, când putem să abordăm toate realizările, dar și problemele specifice cu care s-a confruntat agricultura în decursul anului. Pentru început, domn director, vă rog să faceți o succintă prezentare a sferei de activitate a Direcției Agricole Sălaj. Deci, Direcția Agricolă Sălaj, avem un număr de 12 angajați în cadrul acestei direcții. Cu noua lege de organizare a direcțiilor agricole, inspecțiile vor trece înapoi în cadrul Direcției Agricole, consultanța și spectrul de activitate al direcțiilor agricole va fi mult mai mare. Din păcate, din 2007 până în momentul de față s-au încercat foarte multe experimente cu Direcția Agricolă, deși Direcția Agricolă trebuie să rămână și a fost și înainte de 90 și după 90 unitate puternică și care a venit foarte mult în ajutorul producătorilor agricole. Sperăm că noua lege privind reorganizarea direcțiilor agricole să fie binevenită și să clarifice clar atribuțiile clare pe care le au cei care lucrează în cadrul direcțiilor agricole. Și bineînțeles să puteți fi în ajutorul producătorilor agricole. În primul rând, acesta este atributul direcției agricole, să fie în ajutorul direcțiilor în ajutorul producătorilor agricole. Având în vedere că suntem în a doua decadă a lunii august, multe culturi și-au încheiat ciclul vegetal. Este vorba despre păioase în care intră printre altele grâu, orz, ovăz, secară. Ne puteți spune cam în linii mari care au fost producțiile în acest an și cum ne raportăm față de anul 2015? Deci în toamna anului 2015 a fost însămânțate în jur de 10.000 și ceva de hectare de grâu cu triticale, vreo 800 de hectare de orz și 460 de hectare de rapiță. Aceste culturi au fost recoltate în luna iulie și până în prima perioadă a lunii august. Dacă ne referim la producțiile realizate, le considerăm că producțiile la grâu au fost mai bune decât anul trecut, la fel la orz și la rapiță. O singură problemă, probabil că aceste producții puteau să fie și mai bune, dar în anumite zone ale județului Sălaj, în perioada aprilie, adică perioada mai, iunie, iulie, au avut fenomene meteorologice nefavorabile, deci căderi de grădine în anumite zone ale județului, inundații, ploi torențiale care au afectat culturile de grâu. Dar pe ansamblu consider că producțiile sunt mult mai bune decât au fost anul trecut. Am avut și o perioadă bună, o toamnă lungă în anul 2015, o iarnă blândă, și spre norocul nostru și precipitațiile care au venit au fost la timp. Excepție făcând cele care au căzut în lunile mai, iunie, care au afectat o parte din culturile care au fost înființate. Având în vedere că este încheierea ciclului unor culturi agricole, automat se vorbește despre noile culturi care se vor face în acest an, arăturile de toamnă. Deci se fac arăturile pentru, în primul rând, arăturile pentru însămânțarea culturilor de toamnă din precolta 2016-2017, având în vedere că o parte din cultura de grâu va merge în rotație grâu anul 2, deci o parte va fi reînsămânțată în toamna acestui an. De altfel, noi am apelat la stațiunea din Turda și Livada, unde avem oferte de preț la grâu, la orz și la triticale. Prețul acestor semințe, acestor de grâu, este în jur de 1,40 lei, 1,50 lei, în funcție de categoria biologică. Deci producătorii agricoli care vor să însămânțeze sămânță certificată și recomand să însămânțeze în cultură certificată, dacă vor pot să apeleze la noi, le dăm adresa de la aceste stațiuni și probabil dacă în cantități mai mari, poate reușim să aducem această sămânță la producători. De altfel, în 2004 am făcut acest lucru, atunci erau centrele agricole, aveam colegi în fiecare comună către un specialist, doi la centrele agricole, și a făcut apele cu producătorii agricoli de fiecare localitate care au însămânțat și care au dorit să aibă sămânță certificată și le-am dus în fiecare comună acasă această sămânță. Dar acest lucru se poate face și cu ajutorul primăriilor dacă vor să implice, să ajute pe aceste producători agricoli. Pentru faptul că pe lângă producțiile care au fost, deși producțiile au fost bune, o problemă mai spinoasă și mai deosebită și mai grea a fost faptul că prețul
la grâu a fost foarte mic anul acesta, deci în jur de 0,45 până la 0,60 de bani în funcție de calitatea grâului. Deci un preț foarte mic și care producătorii agricoli, cred că profitul care l-a obținut el, cred că e aproape de zero. Având în vedere acest preț, credeți că își vor permite producătorii agricoli să cumpere semințele necesare? Spuneați de sămânța certificată, care presupun că este mult mai costisitoare. Cercetarea științifică spune clar, deci dacă semănăm sămânță din producția noastră proprie, care nu este nici tratată, nici selectată, cheltuielile sau pierderile de producție până la 30-40%. Deci, acum au intrat și subvențiile, o parte din producători agricoli, deci aceste subvenții sper să le ajute, deși au intrat târziu, dar e o mână de oxigen pentru cei care vor să înființeze culturile agricole în toamna acestui an. De altfel, avem producători agricoli care se vor orienta și spre alte culturi, de exemplu cultura de rapiță, deși am avut zone în județ, producători sau societăți care au realizat 3.500-4.400 de kilometri pe hectare la rapiță, deci o producție foarte bună și prețul la rapiță și anul acesta a oscilat între 1,48 lei, 1,50 lei. La fel ca cum a fost și în anul 2015. Deci un preț bun și probabil o fi producător agricol care lucrează suprafețe mai mari să se orienteze spre cultura de rapiță. În comparație cu anul trecut, noi la rapiță, anul acesta am avut cu aproape 200 de hectare suprafață mai mare decât în 2015. De ce credeți că producătorii agricoli sau orientat înspre culturile de rapiță. Care ar fi avantajele, beneficiile? Deci, avantajul, în primul rând, este prețul. Deci una să primești 40-45 de bani și unul să iei pe kilogramul de produs 1,50 lei. Deci aproape de 4 ori prețul. Și la o producție de 2000 de kilograme pe hectar, 1,40 lei, venitul obținut este mult mai mare decât la o producție de grâu obținută cu 4000 de kilograme pe hectar și la 40 de bani. Deci e o diferență mare de preț. Dar aceste producții depinde și de tehnologie. Deci o cultură de grâu, ca să obții în jur de 4.500-5.000, sunt societăți agricole și poate și persoane fizice care au obținut aceste producții, necesită să faci o tehnologie ca la carte și unde cheltuielile de la înființare până la recoltare ajung la 2.600-2.700-2.800. Funcție de fiecare producător agricol, de veriga tehnologică pe care o aplică. Cu alte cuvinte, este necesar să ai sumele necesare pentru a investi în așa fel încât să ai o producție bună. Tot în perioada aceasta s-au recoltat și plantele furajere. Luând în considerare că mai a fost lună rece, iunie a fost, cum spuneați dumneavoastră, lună secetoasă, care credeți că este calitatea nutrețului din acest an și dacă ați considera că este suficient nutreț? Dacă ne luăm după suprafețele, deci suprafețele despre care eu vorbesc, sunt suprafețe comunicate de către primării, fiindcă singura virigă sau legătură sunt primăriile, la persoane fizice, la persoane autorizate, societăți, PFA-uri, acestea întocmesc aghereurile. Și noi avem atunci evidența clară și declarația proprietarului, de la persoane fizice care își declară numai la registrul agricol, acolo avem problemă pentru faptul că nu cunoaștem exact suprafața pe care au însămânțat-o sau înființat-o producătorul agricol, ne luăm după datele care le comunică persoana care gestionează registrul agricol. Deci la efectivele de animale pe care le avem în momentul de față în jur de vreo 19-20.000 de bovine, 400 și ceva de mii de ovine, avem, după datele raportate, avem în jur de vreo 30.000 de hectare de furaje înființate în ogor propriu. Deci în cultura arabile, plus 73.000 de hectare de pășuni și vreo 30.000 de hectare de fânețe. Deci calitatea furajului este materia primă care influențează producția de lapte și producția de carne. Acum depinde pentru ce ții animalul, pentru lapte sau pentru carne. Un furaj bun, ai o producție bună de lapte sau de carne. Au fost producțiile la furaj, în acest a fost bun, datorită și condițiilor climatice, deci la lucernă ușor s-au scos 3 coase, la fânețe în jur de 2 coase, producții bune și de calitate. Calitatea furajului depinde în special de tehnologia pe care a aplicat-o sau mai punctat, mai special, de momentul în care ai, în faza în care ai decis să recoltezi furajul respectiv. Dacă, de exemplu, la lucernă, cei care cultivă suprafețe mari știu acest lucru, dar pentru cei care nu știu, deci la lucernă, dacă o recoltăm în faza de
înflorire completă, calitatea forajului se duce, deci proteina scade foarte mult, crește conținutul de celuloză și animalele nu mai o consumă așa cum ar trebui. Deci indicat este ca lucerna să se cosească în începe în bobocire, unde și proteina este foarte multă și cantitatea de celuloză este mică. La fel și la celelalte culturi, deci cultura de trifoi, cultura de lolium. Deci trebuie un special momentul optim de recoltare. După părerea dumneavoastră, fermierii de la noi din județ cunosc aceste informații? Păi, în general sunt care le cunosc, alții merg pe treaba, domnule, să am cantitate cât mai mare. Deci sunt două categorii de fermieri care vor să facă calitate și atunci aleg momentul optim pentru recoltarea forajului. Sunt cei care vor să facă cantitate și atunci lasă lucerna sau graminele până în ultimul stadiu când au cantitate, dar nu mai au calitate. Vorbind de nutriție, să tergiversăm un pic și să vă întreb și despre partea de zootehnie, de ajutorul de minimis. Am înțeles că există anumite prevederi legislative în ultima perioadă. Da, în momentul de față, pe site-ul Ministerului Agriculturii și cei care vor pot să intre pe acest site, este pus un proiect de lege privind ajutarea de minimis pentru procurarea de berbecuți de prăsilă. Pentru persoane fizice și persoane juridice. Cele se vor depune până în data de 15 septembrie. Cred că modificările nu vor apare la actul normativ, care trebuie să apară în monitorul oficial. Subvenția va fi în jur de 2500 de lei pentru un berbecuț. Pot accesa și persoane fizice și persoane juridice. Condiția de bază este ca să aibă cel puțin minim 60 de ovine. Și se pot procura un berbecuț de prăsilă la 30 de oi. Mamă. După părerea dumneavoastră, se vor încadra mulți fermieri între aceste prevederi? Păi sunt, deci dacă noi în județul Sălaj, dacă avem 4.000 și ceva de, adică 400 și ceva de mii de ovine, se vor încadra și acest ajutor de minimis s-a mai acordat și în 2014 și atunci am avut foarte mulți solicitanți. Am înțeles. Revenind la discuția noastră despre culturile din această perioadă, doresc să menționez că o cultură de importanță majoră este și porumbul. Care ar fi previziunile? După cum arată lanurile, se anunță o recoltă bună. Aceasta este și părerea dumneavoastră în calitate de specialist? Sau cum vedeți dumneavoastră cultura de porumb? Înainte de a trece la porumb, am uitat să spun legat de pășuni și fânețe. Obligația celor care au concesionat sau dețin aceste pășuni și fânețe, că au obligația ca până în 2018 să facă amenajamente pastorale. Deci noi la nivelul județului Sălaj avem deja întocmite vreo 30 de amenajamente pastorale la vreo 20 de comune. Din câte știu, termenul s-a prelungit. S-a prelungit și va fi o condiție pentru obținerea ajutorului prin fonduri europene, de la Comisia Europeană. Deci cei care nu au făcut acest lucru, îi rog să-l facă dacă vor să beneficieze de acest ajutor de subvențiile pentru aceste pășuni. Și mai mult, aceste amenajamente pastorale îi ajută foarte mult, sunt prevăzute în aceste amenajamente pastorale lucrările tehnice care trebuie să le facă producătorii agricoli, cei care dețin aceste pășuni. Din păcate, după anul 1990, deși România parcă e pe locul 2-3 legat de suprafața de pășuni care o avem, nu i s-a dat importanța cuvinte de către producători sau crescătorii de animale. Deci nu s-au mai făcut lucrări de fertilizări, de supraînsămânțări, distrugerea mușuroaielor, tăierea boscheților în multe localități. Și este păcat pentru că nu avem grijă de acest bun. De ce credeți că nu s-au mai făcut? Nu s-a făcut, că probabil acest lucru se întâmplă la români. Deci, înainte de 90, era obligatoriu. Fiecare desinător de animale avea obligația să facă un anumit număr de zile în funcție de numărul de animale pe care aveau pentru întreținerea pășunilor. Deci, participa la tăiatul boschețelor, la transportul și împrăștierea gunoiului de graș pe pășune, la fertilizări, deci făceau absolut toate lucrurile de întreținere. În momentul de bază, după 90, când această sarcină nu mai a fost obligatorie, mulți nu au mai făcut-o și păcat.
De ce spuneți că este păcat? Care ar fi consecințele? Pe consecința, fiindcă pășunile și pănețele sunt bun furajer pentru animal. Deci nu cheltuiești bani decât numai pentru treținere. Și dacă nu ai o pășune și o făneață bună, nu mai obții, n-ai producție de masă verde. Dacă mergem acum multe locații de județ, o să vedeți că pășunea are complet arsă. Deci nu mai este efectiv iarbă pe această pășune. Și aceasta datorită faptului că nu au fost fertilizate, nu au fost amendate, nu au fost întreținute. Sunt localități unde asociațiile crescătorilor de bovine care au concesionat aceste pășuni s-au ocupat de fertilizări. Deci au fertilizat în luna martie-april pășunile și au avut grijă de ele. Și o problemă este faptul că dacă o pășune pășuneți non-stop 1 ianuarie 31 decembrie, pășunea se distruge în câțiva ani. Pentru că nu mai dai acea perioadă de timp de refacere a covorului ierbos. Deși unii susțin că nu e adevărat, dar toată literatura științifică, toți cei care se ocupă în domeniul PAJU, Institutul de Cercetare a PAJU la Brașov, recomandă o perioadă de pauză, cel puțin din noiembrie până în luna martie, deci 3-4 luni, pentru refacerea covorului ierbos. Cu alte cuvinte, mulți dintre fermierii noștri nu țin cont de aceste recomandări. Păi nu țin, pentru faptul că părțile părele sunt, avem fermieri, în special cei care țin oi, că avem cu 600, cu 700, cu 1000 și ceva. 2000, 3000 de oi. E foarte bine că îi avem. Dar în primul rând să se asigure și baza furajele, să gândească la baza furajele, fiindcă pentru ei faptul că nu au fost zăpadă e un lucru foarte bun, deci jubilează pentru faptul că nu trebuie să țină animalele pe graj, să ai bani să asigure hrană. Revenind la porumb. Da, revenind la porumb, deci avem o suprafață de însămânțată de 24.000, ca să nu greșesc, 24.116 hectare de porumb. Cultura de porumb arată foarte bine și în special cele care au fost înființate în timp. Au fost și timpul care le-a mers în perioada de înspicare și polenizare. Au fost ceva ploi, deci nu a fost căldură mare. Acum, vin în perioada asta de umplere a pobului, a fost iară ploaie și cultura de porumb este salvată. Și aici producțiile vor fi foarte bune la cei care au respectat tehnologie. Că totul se leagă de tehnologie. Greșește o verigă din tehnologie, are influență asupra producției pe care o obțin. Și cei care au folosit sămânță certificată pentru faptul că sunt mulți producători agricoli care folosesc sămânță din coș, din pătul. Și care și la porumbă, pierderile de producție în folosirea de sămânță din pătul ajung până la 30-35%. A doua problemă este problema fertilizării. Deci dacă noi avem în vedere faptul că aproape 50-60% din terenurile arabile, județele sărași, sunt slab acide și foarte acide, faptul că aprovizionarea cu fosfor a solului peste 35-40% este foarte slabă, este necesar ca la însămânțarea acestor culturi, fie ele de păioase, fie prășitoare, este necesar să încorporăm îngrășăminte chimice, în special îngrășăminte pe bază de fosfor sau îngrășăminte complexe în care fosforul are ponderea, pentru că faptul că fosforul nu se poate asimila decât mai dacă este încorporat acest lucru, îl putem realiza prin însămânțarea, prin fertilizarea odată cu însămânțarea porumbului. Dar și în legătură cu îngrășămintele chimice, trebuie să avem grijă ce îngrășăminte folosim în așa fel încât să nu fie foarte agresive pentru mediu, presupun. Și aici este o problemă. La noi cred că problema nu vine. Dacă ne luăm pe datele statistice, într-un timp, România avea în jur de 50-60 de kilograme substanță activă pe hectar, în comparație cu alte state care folosesc dublu îngrășăminte chimice. Olanda, Spania, Germania, Ungaria, noi folosim cam 25, tot într-o statistică, 25% din cantitățile de îngrășăminte care le folosește Olanda și Spania. Jumătate din îngrășăminte care le folosește Ungaria, deși consumul de îngrășăminte la noi a scăzut foarte mult. Dar de solul trebuie să avem, deci nu e o problemă, dar deci trebuie avut grijă în primul rând pe terenurile în pantă, deci ca să nu administrăm, să zic, îngrășămintele pe bază de azot sau îngrășămintele chimice în general, atunci când stratul de zăpadă este 25-30 cm, pentru faptul că cu topirea bruscă a zăpezii este pericolul ca aceste îngrășăminte să fie levigate în puțuri, în ape, deci e o problemă și, deci dacă fermierul are grijă, nu se produce nimic dăunător pentru mediu.
Dacă ar fi să ne întoarcem la culturile de porumb, o problemă mai specială semnalată de unii dintre telespectatorii noștri este paguba produsă de mistreți în lanurile de porumb în această perioadă. Cum credeți că s-ar putea remedia această problemă sau care credeți că ar fi pașii urmați de fermier pentru a-și recupera paguba? Totuși, vorbim de pagube suficient de mari acum în această perioadă și, din nefericire, de cele mai multe ori nici măcar mistreții nu pot fi vânați conform legislației actuale. Problema pagului produse de mistreți este de foarte multă vreme în sălaș. Deci, în la Direcția Agricolă primim zilnic, de 3-4 înștiințări de la 3-4 comune care ne cheamă să mergem să facem evaluarea pagubei produse de către mistreți. Există o hotărâre de guvern 1679 din 2008 care reglementează modul de despăgubire a producătorilor agricoli care au suferit pagube din cauza mistreților. Și modul de constituire a comisiilor. Fac comisii la nivelul primăriei prin decizia prefectului, face parte din această comisie un reprezentant al primăriei, cel de la fondul de vânătoare, cel de la fondul silvic. Dar problema aici este mult mai complicată și cred că legea aceasta a vânătorii va trebui modificată. Deci sunt niște obligații pe care le are și producătorul agricol care trebuie să le respecte și sunt și obligațiile care le au cei de la fondul de vânătoare. Și în condițiile în care pagubele sunt cauzate din vina lor, trebuie să plătească autoritatea cei de la mediu sau cei de la silviu. Și atunci încearcă să paseze responsabilitatea pe producătorul agricol și nu este corect. Și cred că modificări la legea vânătorii va trebui adus în care trebuie spus clar care sunt atribuțiile celor de la fondul de vânătoare pentru faptul că și ei au obligații, faptul de a asigura hrana. Deci atunci trebuie ca un delegat sau cei de la primărie să vadă, domne, cei de la fondul de vânătoare au dus porumb la mistreți în locația X sau Y. Că ei ce fac, ei prezintă un proces verbal prin care spune că au dus o cantitate X în punctul Y. Dar cine știe dacă cantitatea e fictivă pe RT sau e reală? Și atunci ar trebui ca să asigurarea hranei și cantitățile care se duc să facă în prezența ori a producătorului agricol, ori a unui reprezentant din cadrul primării. A doua problemă, deci au dreptul să vâneze, dacă au dreptul să vâneze pe terenul producătorului agricol, atunci trebuie să aibă și dreptul de a asigura paza și de a avea grijă. Și mai mult, în condițiile în care un număr de mistreți se mulțesc, efectivul este foarte mare, trebuie să ceară autorizație pentru sulmentarea numărului de porci mistreți pe care pot să-i lichideze. Dar sunt, treaba e foarte încălcită și acestea sunt, caută refugiu prin aceste obligații pe care le au producătorii agricoli. Deci producătorul agricol, domnule, trebuie să care sunt obligația lui, trebuie să înștiințeze fondul de vânătoare că în zona X, în parcela cu tare asemănată porumb și că asigură paza. Nu poate să stea un producător agricol non-stop, toată ziua, de ziua până seara, să-și asigure paza la cultură. Da, după cum spuneți dumneavoastră, se cam pasează responsabilitățile, exact, legea vânătorii trebuie schimbată, încă nu este schimbată, deci mai avem mult de făcut. Și mai mult, aceste fonduri de vânătoare, după câte am înțeles și câte am discutat, nu sunt prea în regulă. Deci ei trebuie să aibă un contract cu desenătorul de teren, producătorul agricol. Ei trebuia să asigură o redevență. Și dacă câți am întrebat în comunele ne-au umblat, niciun producător agricol nu a primit redevență pe suprafața pe care au dat-o la fondul de vânătoare. Deci era obligat să asigură o redevență pe suprafața pe care ei o are. Dacă duc are 50 de ani, trebuia să un anumit tarif trebuia să-l plătească. Dar persoana respectivă nu a primit acești bani. Problema semnalată de dumneavoastră este foarte gravă. Cu aceasta însă încheiem prima parte a emisiunii. Stimați telespectatori, revenim după o scurtă pauză publicitară. Înainte de pauză, am vorbit despre culturi de păioase, plante furajere și cultura de porumb cu invitatul nostru din această ediție, Valentin Duca, director la Direcția Agricolă. Totuși, este important să amintim că aceste culturi au fost și în acest an afectate de fenomenele meteorologice.
Domn director, ne spuneți cam ce se poate face pentru fermierii care doresc să-și recupereze o parte din pagube ca urmare a fenomenelor meteorologice? Este vorba de inundațiile din... E vorba de inundații, cădere de grindă de luna mai-iunie. La nivelul județului Sălașa au fost afectate în jur de 3454 de hectare de culturi. La nivelul pagubei este în jur de 4.528.622 de lei. Deci de la grâu, triticale, orto, zoaică, porumb, deci toate aproape, în general, toate culturile. Urmează ca decizia aparține guvernului, măsurile care se vor lua pentru a despăgubi acest producător agricol, aceste date centralizate pe OAT-urile care au raportat la situații de urgență fenomenele meteo din luna mai-iunie. Dar, pe lângă această despăgubire care sper să se acorde, nu știu când și în ce cantitate sau care va fi valoarea acestor despăgubiri, producătorul agricol, persoane fizice, mă refer, deci numai persoane fizice, pot să beneficieze de reducerea impozitului pe norma de venit. Există un OUG care prevede acest lucru, OUG-ul 2204 din 2005, și aici este stipulată procedura de reducere a normei de venit. Și aici, la nivelul prefecturii, prin ordinea prefectului, se înființează o comisie pentru constatarea pagubilor. În aceste comisii face parte reprezentantul OAT-ului, deci unități administrative teritoriale, reprezentantul direcției agricole, reprezentantul agenției de plăți și intervenții pentru agricultură și cel de agenția fiscală. Producătorul agricol, pentru a beneficia de reducerea impozitului pe norma de venit, trebuie să facă o cerere către OAT-ul de care aparține. Comisia se deplasează în localitatea respectivă, se face un proces verbal de constatare a pagubilor. După ce se documentează acest proces verbal de constatare a pagubilor pentru producătorul agricol, producătorul agricol face o cerere către organul fiscal și la care anexează procesul verbal de constatare a pagubilor pentru reducerea impozitului pe norma de venit. Pare rău că foarte puțini producători agricoli au făcut acest lucru în 2015, măcar în anul acesta, 2016, nu este valoarea mare impozitul pe norma de venit, dar oricum și acei bănuți pentru un producător agricol contează mult. Și dacă poți să beneficieze și există act normativ, ar trebui să facă cei care doresc să facă acest demers pentru obținerea, pentru reducerea impozitului pe norma de venit. După părerea dumneavoastră, de ce credeți că producătorii agricoli nu au făcut aceste demersuri? Deci pentru faptul că eu cred că mulți dintre ei nu au informații. Și poate aceste informații ar trebui să ajungă la ei. Deci faptul că noi la Direcția Agricolă suntem puțini, nu putem să ajungem în fiecare comună, dar măcar o dată sau la un trimestru să fie în consiliile locale, să discute și actele normative, prescuri care au apărut actul normativ legat de minimisul la berbecuț, actul normativ privind reducerea impozitului pe norma de venit, ca producătorul agricol să știe de aceste acte. Și celelalte informații, bineînțeles, le pot să le obțin de la Direcția Agricolă. De altfel, noi la Direcția Agricolă avem un site și tot ce apare legat de agricultură, HG-ul, tot ce e legat de agricultură, le punem pe acest site și pot să acceseze acest site, să vadă informațiile legate de noutățile care apar în domeniul legislativ în cadrul pe linie de agricultură. Cu alte cuvinte, hotărârile de guvern sau alte prevederi legislative sunt publicate și pe site-ul Direcției Agricole. Da, sunt publicate. Iar legat de, tot am omis și legat de porumb, legat de despăgubiri. Deci, pașii pe care producătorul agricol care trebuie să-i facă sunt următorii. Trebuie să facă o cerere către cele scrisă către primăria unde are reședința. Primăria, în termen de 24 de ore, convoacă comisia de constatare a pagubilor. Comisia se întâlnește în termen de 48 de ore de la convocare. Constată pagubile și se numește un proces verbal. Am făcut referire la faptul că sunt niște obligații și aș vrea să reprezint obligațiile pe care le are producătorii agricoli. Trebuie să menționez că este vorba despre pagubele determinate de către mistreți. Da. Deci, modul de îndeplinire a obligației revine proprietarului. Declararea și înregistrarea potrivit legii asupra suprafețelor pe care sunt înființate culturile. Deci aceste culturi sunt declarate la cel puțin în registrul agricol.
2. Asigurarea pazei în perioada în care culturile agricole sunt frecventate de vânat. Și 3. Amplasarea mijloacelor de îndepărtare a exemplarului unei specii de faună. Deci cei din comisie, cei de la Silic și Mediu se leagă mai mult de asigurarea pazei. Spun că nu e asigurată paza, că nu este amplasare. Este un lucru foarte dificil. Deci sunt oameni, chiar astăzi am avut o sesizare de la RUS în care persoana respectivă spune, domnule, am asigurat paza. Am pus mijloace de avertizare ca să îndepărteze animalele de acolo. Dar fără efect. Deci nu poate să stea un om 24 de ore din 24 de ore lângă cultura de porumb. Și care sunt obligațiile ce le revin gestionarului faunei cinergetice? Recoltarea integrală a numărului de exemplare aprobat pentru sezonul de vânătoare anterior, producerii evenimentului. Asigurarea și administrarea hranei, complementare pentru exemplarea din speciile de faună de interes cinergetic, în scopul menținerea acestora în zone de rănire și pentru abatere de la culturile agricole. Deci în condițiile în care acești mistrezi li se duce mâncare, ei nu mai vin să-și caute mâncare în porumb. A fost cazuri în care mistrezi au venit până în curtea oamenilor. A fost cazul la Marca, IP, în care efectiv mistreții au ajuns până în curtea omului. Executarea de acțiuni în depărtarea exemplarilor din specia de faună. Solicitarea în condiții legii aprobării necesare pentru suplimentarea cotelor de recoltă. Deci în cazul că se constată că efectivul de mistrez depășește un anumit număr pe care ei le iau ca densitate, trebuie să solicite în scris la cei de la mediu să le mărească cota de recoltare, de împușcare de acestor mistreți. Credeți că ar fi necesară o mai bună monitorizare a modului în care vânătorii, mă rog, își efectiv lasă hrană pentru mistreți sau pentru animalele acestea? Deci, pentru aia am zis și în prima parte, faptul că trebuie ca cineva să vadă dacă într-adevăr li se duce hrană și în ce cantitate. Pentru faptul că sunt sigur că figurează această hrană numai pe hârtie și în rest nu se duce. Sau se duce poate în momentul în care se știe, să dau un exemplu, că în comuna Rus există o sesizare legată de paguri de produse de mistreți, poate atunci, cu o zi înainte, în un anumit loc, în o anumită zonă, duce multe cantitate de porumb sau alt furaj pentru mistreți, se demonstrează, dar, domnule, uitați ce e hrana. Am dus-o. Deci, cantitățile care se duc zilnic sau nu știu cum fac ei aprovizionarea sau cum administrează această hrană, să fie urmărită și de către producătorul agricol. De altfel, eu am trimis, deci la întâlnirile care am avut la Ministerul Agriculturii, am ridicat această problemă legată de pagubile produse de mistreți. Am făcut și o științare tot către Ministerul Agriculturii cu numărul de înregistrare 6-8 din 30-6 în 2016, în care am nominalizat problemele pe care le au. Și în special, cele mai afectate sunt producători din zona Marca, IP, Carastele, Năpradea, Pericei, unde pagubile sunt foarte mari. Și mai e o problemă. Nu se știe contractele, pentru faptul că cei care au luat aceste fonduri vânătoare au chiar niște contracte. Aceste contracte, nu știu, sunt făcute, nu sunt făcute, trebuie văzut ce sunt stipulate în aceste contracte. Dacă tot suntem la capitolul pagube, a fost semnalat tot la noi la redacție un caz în care producătorii agricoli se plângeau de culturile, de ciori, de problemele atare cu ciorile, ceea ce privește culturile de pom fructiferi, în cazul nostru, perele. Ce credeți că putem face în legătură cu ciorile? Este aceeași prevedere ca în cazul mistreților sau există alte acte normative? Exact, e același act normativ. Acolo, la acest act normativ, există o anexă 2 în care sunt trecute toate animalele din fauna cinergetică și păsările răpitoare care se încadrează exact în acest act normativ. Mulțumim frumos pentru această specificație. Revenind la tema emisiunii noastre, doresc să menționez că în ultimul timp cultura de floarea soarelui a cunoscut o amploare deosebită la noi în județ. Luând în considerare că floarea soarelui este benefică atât pentru apicultură cât și pentru producția de ulei, cum estimați dumneavoastră recolta din acest an? Și de asemenea v-am întrebat dacă producătorii agricoli par mai interesați de aceste culturi de floarea soarelui. Deci avem anul acesta sămânțat în jur de 2300 de hectare de floarea soarelui. O mare parte din această cultură găsește la societăți agricole sau comerciale. Suprafața este mult mai mare decât anul acesta, dacă mergeți pe zona Ceului, pe zona Sărmășagului, cam peste toți, este suprafață foarte mare de floare. Și la floarea soarelui, important, sau faptul că
se cultivă această cultură, este determinată și de un preț bun. Deci prețul pe kilogramul de sămânță de floarea soarelui este în jur de 1,20 lei, 1,25 lei, anul trecut a fost 1,15 lei. Sper că anul acesta să nu scadă. Deci la bursă se discută despre un preț de 1,40 lei. Dar floarea soarelui este o cultură mai sensibilă pentru faptul că are nevoie de rotație, nu poate să revină pe același loc 4-5 ani din cauza anumitor boli, necesită fertilizări, erbicidări ca să obții producție bună. Altfel, nu are rost să te ocupi de această cultură. Am înțeles. Aș dori acum să vă amintesc și de o cultură care aș putea spune că la noi în județ este un fel de cenușăreasă, sfecla de zahăr. După cum știți, în urmă cu ceva ani, în Sălaj erau culturi de sfecla de zahăr destul de întinse. Cum stăm acum cu această cultură? Din păcate, ultimul timp sau ultimii ani, în Sălaj nu se mai cultivă sfecla de zahăr. Cum spunea și dumneavoastră, înainte de 1980 se cultiva în jur de 2200-2300 de hectare de sfeclă de zahăr. Până prin anul 96, 2000, până 2000-2001, parcă s-au mai cultivat asupra feței în jur de 100-200 de hectare. De atunci nu se mai cultivă pentru faptul că a început un război cu procesatorii. Deci cultivatorii trebuiau să încheie contract cu fabrica de zahăr din Oradea. Erau probleme la livrarea producției. S-a ajuns ca corpurile străine să ajungă 14-15%. Dacă înainte de 89, când producătorul, să zic că țăranul nu era obligat, adică nu avea avantaje în urma cultivării sfeclei de zahăr, pentru faptul că toată producția mergea la stat și el primea, nu știu, 2-3 kg pe tona de sfeclă de zahăr, după 90, toată producția a fost omului, dar s-a ajuns ca corpurile străine să fie de 3 ori mai mari decât au fost până în 90. S-a ajuns până la 14-15-18% corpul străin și aceasta a determinat ca producătorii să renunțe. O altă cauză ar fi faptul că, prin contractul care se încheie cu procesatorul, cultivatorul trebuie să aibă o anumită suprafață, cel puțin 5 hectare locația într-o zonă, întrucât fabrica asigură transportul și nu poate să meargă pe bucățele de 10-15 ari să adune sfecla de zahăr. Este păcat pentru faptul că este o cultură rentabilă, se obținea producție de 40-45-50 de tone de sfecla de zahăr și subvenția, sprijinul cuplată e foarte mare, nu știu, 400 sau 500 ceva de euro pe hectar. Dar, din păcate, ceea ce a determinat ca producătorii să renunțe sunt condițiile din contract și, în special, pe aceste corpuri străine pe care fabrica sau cei care achiziționează le pun pe seama producătorului agricol. După părerea dumneavoastră, credeți că s-ar putea relansa aceste culturi în următorii ani? Deci, eu cred că dacă și secla de zahăr este o cultură, cum am spus, rentabilă din punct de vedere economic sau și financiar, este o bună producătoare pentru grâu, dar totul depinde de condițiile din prevăzute, clauzele contractuale. Deci, aceea este problema. Și faptul că trebuie să fie suprafețe comasate. Pentru că secla de zahăr este o cultură care necesită și o forță de muncă foarte, foarte mult. Special în momentul în care se recoltează, dacă nu mai putem vorbi de recoltatul manual. Se face recoltatul mecanizat, se recoltează târziu până octombrie, dacă prinzi și o toamnă ploioasă, e nevoie de recoltat manual și se apară foarte multe greutăți. Motive pentru care s-a renunțat la această cultură. Într-o notă mai optimistă, aș dori să amintesc de faptul că în ultimii ani s-a observat că a noștri fermieri sălăjeni se orientează înspre anumite culturi mai inedite. Aș vorbi despre lavandă, soia, goji, fructele de goji, alun, fructe de pădure, cartofi mov. Cum vedeți dumneavoastră aceste inițiative, culturi inedite? Într-un fel sunt culturi inedite, dar sunt culturi care aduc profit. Deci, dacă ați de goji, avem în jur de 60 de ari. Lavandă avem în jur de vreo 5 hectare care intră în categoria plantelor medicinale și aceste plante medicinale, înainte de 90, au fost profeții mult mai mari sămânțate în județ. Sunt culturi care aduc profit. Este și multă muncă și cheltuieli pentru a înființa o cultură de lavandă, dar este obții și profit după aceste culturi. Mai avem arbuști fructifer, avem în jur de vreo 100 ceva de hectare de arbuști fructifer, mură, zmeur, cătină, deci sunt culturi care aduc profit producătorilor sau fermierilor care se ocupă de aceste culturi.
Vorbim despre culturi care aduc profit, dar nu pot să nu amintesc de legume, pentru că, bineînțeles, avem nevoie de legume în hrana de zi cu zi. Ei, de multe ori s-a întâmplat ca aceste sectoare să fie mai pretențioase. Aici mă refer la numărul mare de dăunători și boli care s-au observat la legumele de la noi din sălaj. Un exemplu elocvent ar fi roșiile. În acest an au fost foarte afectate, după cum știți, de diferiți dăunători. Deci la legume avem în jur de 6.000 ceva de hectare. Cultura de legume este o cultură pretențioasă, care pe lângă faptul că e atacată de anumite boli dăunătoare, necesită și un teren bun, necesită în special sistemul de irigare. Deci a face legume fără un sistem de irigare este foarte riscant. Deci înainte erau, deci culturile de legume, dacă ne amintim, deci înainte de 89, nu cred ceva că sunt nostalgic după acele timpuri, dar am lucrat foarte mult timp în unități, ca inginer șef, șef de fermă, și toate unitățile care aveau legume erau amplasate pe lângă, pe Valea Craznei sau Valea Almașului sau Someș, cu posibilități de irigare. Fără irigare nu poți să faci legume. Da, într-adevăr. Deoarece misiunea este pe sfârșit, ne pare rău că nu putem aborda și celelalte sectoare agricole. Totuși, nu pot să nu trec în revistă apicultura. După cum probabil știți și dumneavoastră, mulți dintre telespectatorii noștri au semnalat faptul că în acest an apicultura a fost oarecum lăsată de condițiile în sine, în sensul în care am avut un an dezastros pentru apicultură. Deci, discuția pe care le-am avut și eu cu câțiva apicultori, într-adevăr, se spune că producția de miere obținută în acesta a fost foarte săracă și aceasta și datorită condițiilor climatice. Au fost cazuri dimineții răcoroase, reci, secetă și n-au reușit să-și acumuleze mierea. Deci, se spune că au cheltuit foarte mult, dar este în pregătire un act normativ care vine în sprijinul apicultorilor. Este tot un ajutor de minimis care vor. Și acest ajutor de minim se va da în funcție de numărul de albine, nu se știe și nu vreau să spun o anumită valoare sau sumă care se va da apicultorilor în funcție de numărul de familii de albine. Avem la nivelul județului Sălaj în jur de 48-50 de mii de familii de albine. Dar important este că vor fi ajutați acești apicultori. Da, deci nu vor fi lăsați de izbeliște, deși vremea nu i-a ajutat foarte mult. Nu i-a ajutat. Aceasta este timpul, condițiile climatice, nu ne putem cu natura. Da. Este cea care decide. Și aș mai spune, dacă îmi permite, dacă mai am timp, legat de însămânțările din toamna acestui an. Deci aș face câteva recomandări producătorilor sau celor care înființează culturi de paioase, rapiță, să acorde mare importanță în modul de pregătire a terenului, fertilizării și sămințe, să facă sămânță de calitate, sămânță certificată. Iar cei care nu au posibilități financiare și folosesc sămânță din ambarul propriu, atunci măcar această sămânță să fie selectată pe la fiecare comună sau soasă, să ne găsește un selector, să o selecteze și să fie tratată și în special să poate aduce o probă. Deci noi luăm direcția agricultură, luăm legătura cu cei de la Centrul de Semințe, Laboratorul de Semințe din Satul Mare, pentru faptul că în Sălaj am avut un laborator de controlul calității semințelor, dar a fost desființat și Sălajul se aronda la Satul Mare, dar cei de la Satul Mare la solicitări vin și duc aceste probe. Și prețul pentru o analiză de germinație este o sumă foarte, foarte mică. Și ar fi riscant ca să însămânțeze, să zic, și 30 sau 50 de ari de grâu sau de ors cu sămânță proprie să nu aibă germinație. Deci măcar proba de germinație. Și nu al doilea element tehnic, să folosească îngrășăminte, în special complexe, la înființarea culturilor. Iar pe terenurile acide, terenurile mai slab fertile, fiindcă fiecare știe dacă pământul lui e bun pentru grâu sau nu e bun, să se orienteze spre cultura de triticale. Este o cultură care dă producții bune și care nu este pretențioasă la sol, suportă și aciditatea și se obțin producții bune. Deci proteina, la nivel de proteină, ai ca valoare la fel ca și la grâu. Vă mulțumim tare mult pentru aceste informații utile. Sunt convinsă că telespectatorii noștri apreciază extraordinar de mult sfaturile pe care ni le-ați dat. Cu acordul dumneavoastră vom aborda însă aceste probleme într-o emisiune viitoare. Vă mulțumim tare mult că ați putut fi alături de noi. Și vă mulțumesc și îndemn pe producătorii că pentru orice problemă tehnică să adreseze direcția agricole, încercăm să-i ajutăm limita posibilităților pe toți producătorii agricoli. Stimați telespectatori, aceasta a fost totul pentru astăzi. Până data viitoare, toate cele bune!